Pacienții care vin la noastră, cred că prima întrebare care se află pe buzele tuturor este în cât timp pot să rezolv această problemă și în cât timp voi pleca acasă liniștit și învindecat. Le puteți da un răspuns concret? Vă pot da un răspuns complet. În primul rând, este vorba de stadiul evolutiv în care se prezintă la mine. Dacă în primul stadiu sunt măsurile igienodietetice cunoscute și care pot fi tratate și de către medicul de familie, din stadiul 2, adică în momentul în care varicele, adică hemoroizii, se exteriorizează la nivelul orificiului anal, deja este necesar un tratament de specialitate. În stadiul 2, facem un tratament ambulator, instrumental, în care pacienții vin la cabinet, se tratează hemoroizii în parte, atât cei interni cât și externi, și preferăm niște ligaturi cu inelușe de cauciuc, bandări, banding hemoroidale și niște coagulări cu infraroșii. Însă, ei vor trebui să vină de mai multe ori, cam ca la stomatolog, până își tratează dinții, fiecare dinte, până se termină întreaga gură, după care nicio problemă, își revin complet. Nu-i cu scoatere de improducție, nu au dureri, își văd de treaba lor zilnică, însă trebuie să vină cam la 10-14 zile la aceste ședințe, până când se vindecă în totalitate. Pentru că ați amintit de faptul că trebuie să vină la noastră și ați vorbit despre infraroșii și alte proceduri de genul acesta. Vreau să vorbiți câteva cuvinte despre tehnica modernă pe care o aveți aici la OCH la dispoziție. Noi tot timpul la OCH încercăm să implementăm cele mai noi tehnici apărute. Tocmai acum, pentru stadiul 2 de hemoroizi, implementăm două tehnici apărute nou pe piața mondială, tehnica Raffaello și tehnica Head Bipolar. Sunt două tehnici care se bazează pe unde de radiofrecvență, unde de radiofrecvență care creează o căldură și care trombozează intravascular nodulii hemoroidali. Fără durere, bolnavul pleacă acasă, se tratează astfel noduli, câte un nodul, doi hemoroidal pe ședință. Asta în ambulator. La hemoroizii mai mari, cei de gradul 3-4, deci care se exteriorizează mai mult în afara orificiului anal sau și se reduc prin, cu degetul taxis sau nu se mai reduc în stadiul 4, avem niște tehnici tot așa de ultimă generație pe care noi le promovăm, cu cea mai mare experiență în acest domeniu. Este vorba de tehnica Longo. Tehnica Longo o facem însă cu internare. O internare de o zi, a doua zi se externează bolnavul, fără tăietură, bolnavul nu-l doare absolut nimic pe bolnav, se taie o bandă circulară din mucoasa rectală care iese în afară și care conține hemoroizii. Iar marginile acestei benzi se tuturează în același timp printr-un sistem mecanic, așa zis stapler. E un fel de pistol care face această treabă. Operația durează vreo 20 de minute și vindecarea este practic 100%, iar bolnavul în circa 7 zile poate să-și reia activitatea normală, cu dureri minime și sângerări practic inexistente. Pentru că ați vorbit de operații, echipa de aici la OCH care se ocupă de asemenea intervenții, din câte persoane ai format, eu știu ce specialiști aveți? Suntem în operație, toți facem metode de genul ăsta, dar în operație suntem doi chirurgi și o asistentă instrumentară. Toți sunt bine pregătiți, n-au fost probleme și chiar este o tehnică. Eu cunoscând și vechile tehnici cu bisturiu, care se mai fac încă din păcate, dar la care produc suferință maximă
bolnavilor și reintegrarea lor în societate se produce cam într-o lună de zile. Bun. Și la final aș vrea să le dați un sfat celor care ne privesc acum și care se gândesc, poate au o teamă, poate se gândesc la, eu știu, alte probleme. Ce le recomandați celor care, eu știu, au astfel de probleme în așa fel încât să nu existe probleme ulterior, să vină mai repede eventual la noastră? Da. Celor care au mici probleme, zone de disconfort în regiunea respectivă, să vină la medic, să lase rușinea deoparte, fiindcă știu că este o zonă în care e puțin penibil și le e rușine. Fiindcă o boală diagnosticată mai repede este mai ușor de tratat și suferința pentru pacienți este mai mare. Deci la cea mai mică suspiciune să se prezinte, fiindcă pot exista și alte boli care să mimeze hemoroizii și care, din păcate, pot pune chiar în pericol viața bolnavilor, așa zis și hemoroizi simptomatici în boli precum ciroza hepatică sau în cancer rectal. Deci de aceea să vină și să se pună un diagnostic de certitudine, de stadiu evolutiv și să facă un protocol de tratament terapeutic.